Sfinții mucenici Hrisant și Daria și cei împreună cu ei. Sfinții mucenici Hrisant și Daria sunt prăznuiți împreună cu cei care au primit cununa muceniciei alături de ei. Claudiu Tribunul, împreună cu soția, Ilaria și fiilor, Iason și Mavru. Și de Diodor, prezbiterul, și Marian, diaconul. Hrisant provenea dintr-o familie păgână. Tatăl său, Polemie, un patrician onorabil, s-a mutat de la Alexandria la Roma, unde Hrisant a aflat despre credința în Hristos, din cărți scrise de autori păgâni. Acestea i-au trezit dorința de a afla ce au scris creștinii despre învățătura lor. În cele din urmă a procurat o copie a Sfintelor Evanghelii și a Faptelor Apostolilor, cu ajutorul cărora a întrezărit lumina adevărului. Și-a căutat apoi un povățuitor pe care l-a găsit în persoana unui preot, pe nume Carpofor, care l-a catehizat și l-a botezat. Nu peste mult timp, tatăl său l-a forțat să se căsătorească cu Daria, fiica frumoasă și cultă a unui păgân din Atena. Hrisant i-a vorbit fecioarei despre credința în Iisus și în cele din urmă a convins-o să devină și ea creștină, botezându-se și-au trăit apoi în curăție ca frate și soră, pretinzând a fi căsătoriți. După moartea tatălui său, Hrisant s-a simțit dator să mărturisească creștinismul și în cetate, începând să-l predice în mod deschis pe Hristos, ajutând oamenii prin propriul exemplu să schimbe viețuirea păcătoasă cu una virtuoasă. Văzând acestea, păgânii din Roma s-au plâns prefectului Celerin că soții Hrisant și Daria își duceau viața în curăție și atrăgeau mulți tineri să le urmeze exemplul. Sub domnia împăratului Numerian, cei doi mărturisitori au fost cumplit chinuiți pentru credința lor. Tradiția menționează că însuși tribunul militar Claudiu, cel însărcinat să-i cerceteze, fiind martor al credinței mucenicilor și al minunilor ce aveau loc în timpul suferințelor îndurate de dânsii, a îmbrățișat credința creștină, împreună cu întreaga sa casă. Din această pricină, lui Claudiu i-au legat o piatră de grumaz și l-au aruncat într-o apă adâncă. Pe cei doi fii ai săi, Iason și Mavru, i-au decapitat, iar pe soția sa, Ilaria, au ucis-o prin spânzurare. În aceeași zi, toți soldații care se găseau sub conducerea tribunului, devenit creștini, au mărturisit pe Hristos primind cununa muceniciei. În cele din urmă, în ziua a 19-a a lunii martie, s-a poruncit ca Hrisant și Daria să fie îngropați într-o groapă adâncă și acoperiți cu pietre în locul unde, mai târziu, a fost zidită o biserică. Pentru rugăciunile Sfinților Mucenici Hrisant și Daria și a celor împreună cu ei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.